dacă auziți pe cineva că își spune reformat, calvinist sau nu mai știu cum, și spune că omul nu trebuie să facă nimic, să vă lepădați de el, la fel cum v-ați lepădat de Satana. Dacă auziți pe cineva care spune omul nu trebuie să facă nimic, să vă lepădați de el, da? Biblia este plină de porunci care ne sunt adresate nouă. Și noi trebuie să le îndeplinim. Sunt îndatoririle noastre. Însă, ceea ce trebuie ținut într-o tensiune sănătoasă este, sunt aceste două aspecte. Înzestrările lui Dumnezeu vin prima dată, ceea ce Dumnezeu face vine prima dată și ceea ce Dumnezeu face duce la îndeplinirea îndatoririlor omenești. Da? Eu o fac pentru că Dumnezeu a făcut deja și continuă să facă. Da? Deci, niciunul dintre noi nu trebuie să nege că noi avem de făcut ceva. Însă trebuie să legăm lucrurile în mod corect. Să explicăm felul în care lucrurile acestea se leagă. Și Petru și Pavel arată felul în care funcționează lucrurile. Dumnezeu lucrează și noi lucrăm. Dumnezeu ne dă putere și noi ascultăm. Da? Este întâi o lucrare a lui Dumnezeu și apoi este omul care prin puterea lui Dumnezeu, în urma asistenței lui Dumnezeu, face ceea ce Dumnezeu îi cere. Da? Și așa se împarte pasajul acesta. Arată înzestrările dumnezeiești de care Dumnezeu ne-a făcut parte și apoi îndatoririle umane.